Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Începem cu o informație de ultimă oră. Tragedie la metrou. O femeie a fost lovită de tren la Piața Victoria, iar în urmă cu scurtă vreme a fost anunțat decesul. Cel mai probabil este o nouă tentativă de suicid, iar stația a fost închisă acum pentru călători. Ce se știe până la această oră și ce se întâmplă cu circulația trenurilor, aflăm de la colega mea, Xenia Croitoru. Xenia, te ascultăm. Bun găsit, Nadina, bun găsit tuturor. Nu sunt cunoscute circumstanțele în care s-a întâmplat acest tragic eveniment, însă din informațiile de până acum venite din partea celor de la Smurd, informația este că vorbim despre o femeie în vârstă de 59 de ani, o femeie care a și decedat în urma acestui impact, a alunecat pe calea de rulare a metroului. Sensul de mers înspre Berceni, Pipera Berceni, este blocat în acest moment. Se circulă în sistem pendulă din informațiile venite din partea celor de la Metrorex. Smurd, cei de la Smurd au încercat să îi acorde primul ajutor femei, însă fără succes din informațiile de până acum. Vom vedea însă care a fost cauza până la urmă și dacă vorbim din nou despre o tentativă de suicid. Pentru că s-a discutat, Nadina, de foarte multe ori, cel puțin în spațiul public și nu numai, despre a pune în siguranță metro bucureștean, despre acele panouri care să se închidă odată cu ușile de la metrou în momentul în care metroul părăsește stația și în momentul în care metroul ajunge în stație, așa cum fac multe și au făcut multe capitale europene pentru a evita astfel de incidente la metrou, deși am văzut în ultimii ani a crescut numărul de sinucideri la metrou. Autoritățile din țara noastră nu au făcut nimic până în acest moment. Așteptăm să vedem ce vor spune cei de la ambulanță și Metrorex despre cauza de ce și ce ar fi de făcut pentru a evita astfel de situații tragice. Mulțumesc foarte mult!